Mircea Eliade, a nu mai fi român. A apărut acum de curând o nouă modă printre tinerii intelectuali și scriitori. A nu mai fi români, a regreta că sunt români, a pune la îndoială existența unui specific național și chiar posibilitatea inteligenței creatoare a elementului românesc. Să ne înțelegem bine. Tinerii aceștia nu depășesc naționalul pentru a simți și gândi valorile universale. Ei nu spun, nu mai sunt român pentru că sunt înainte de toate om și cuget numai prin acest criteriu universal și etern. Tinerii aceștia nu disprețuiesc românismul pentru că sunt comuniști sau anarhiști sau mai știu eu ce sectă social universală. Nu. Ei pur și simplu regretă că sunt români și ar vrea să fie, o mărturisesc, orice altă nație de pe lume. Chinezi, unguri, nemți, scandinavi, ruși, spanioli, orice, numai români nu. S-au săturat până în gât de destinul acesta de a fi și rămâne români și caută prin orice fel de argumentare, istorică, filozofică, literară, să demonstreze că românii sunt o rasă incapabilă de gândire, incapabilă de eroism, de probleme filozofice, de creație artistică și așa mai departe. Unul dintre ei se îndoiește atât de mult de realitatea unui neam românesc războinic, încât își propune să citească istoria Imperiului Otoman al lui Hammer ca să verifice dacă într-adevăr s-au luptat vreodată românii cu turcii și i-au învins. Altul crede că orice creier care contează în istoria și cultura românească nu e de origine română. Cantemir, Cogălnicianu, Eminescu, Hajdeu, Conta, Maiorescu, Iorga, Pârvan, etc. Toți, dar absolut toți, sunt străini. Sunt slavi, evrei, armeni, nemți, orice. Dar nu pot fi români. Românii nu pot crea, nu pot judeca. Românii sunt deștepți, sunt șmecheri, dar nu sunt nici gânditori, nici creatori. Dacă le pronunți vreun nume despre care se știe sigur că e românesc, au alte argumente. Este din Oltenia? Sânge sârbesc. Este din Moldova? Moldova întreagă e slavizată. Din Transilvania? Sânge unguresc. Cunosc câțiva moldoveni care spun cu mândrie, am sânge grecesc sau strămoșul meu a fost rus. Singura lor șansă de a fi oameni adevărați este de a-și dovedi că originea lor nu este curat românească. Nu cred că se află țară europeană în care să existe atâția intelectuali cărora să le fie rușine de neamul lor, să-i caute cu atâta frenezie defectele, să-și bată joc de trecutul lui și să mărturisească în gura mare că ar prefera să aparțină prin naștere altei țări. Toți tinerii aceștia au de făcut obiecții neamului românesc. Mai întâi, spun ei, românii sunt deștepți și asta îi împiedică să aibă drame interioare, să cunoască profunzimile sufletului omenesc. Îi împiedică să aibă probleme. Cine nu are probleme sufletești, cine nu capătă insomnii din cauza meditațiilor și agoniilor, cine nu e în pragul nebuniei și al sinuciderii, cine nu ajunge pentru 10 ani neurastenic, cine nu urlă, neant, agonie, zădărnicie, cine nu se dă cu capul de pereți ca să afle autenticitatea și spiritualitatea și viața interioară, acela nu poate fi om, nu poate cunoaște valorile vieții și ale culturii, nu poate crea nimic. Românii sunt deștepți, ce oroare! Unde poate duce deșteptăciunea? La ce-ți folosește faptul că poți cunoaște superficial realitatea când îți lipsește facultatea de a imagina probleme? Îți lipsește boala prin care poți întrezări moarte și existență. Îți lipsește însăși elementul dramei lăuntrice. Tinerii aceștia sunt supărați pe neamul românesc pentru că românii nu au drame, nu au conflicte și nu se sinucid din disperare metafizică. Tinerii au descoperit o întreagă literatură europeană de metafizică și etică a disperării. Pentru că disperarea este un sentiment necunoscut românului,
care a rămas în pofida atâtor erezii și culturalizări drept credincios bisericii răsăritene. Tinerii intelectuali au dedus stupiditatea iremediabilă a acestui neam. Tot ce nu se găsește în Pascal, în Nietzsche, în Dostoevski și în Heidegger, și toate aceste genii au elaborat o gândire impenetrabilă structurii gândirii românești, tot ce nu se găsește în nebunia unui biet om din Germania, în viziunile unui rus și în meditațiile unui catolic, în veșnică îndoială, nu înseamnă nimic. Nu are o valoare filozofică, nu are o valoare umană. Alimentați de lecturi europene, mimând drame europene, voind cu orice preț o spiritualitate care să semene chiar numai exterior cu spiritualitatea occidentală sau rusă, tinerii n-au înțeles nimic din geniul acestui popor românesc, bântuit de atâtea păcate, având nenumărate lipsuri, dar strălucind totuși cu o inteligență și o simțire proprie. Tinerii au reacționat împotriva curentului de acum 10-12 ani, pornit de la gândirea și ideea europeană. Pârvan, Lucian Blaga, Nae Ionescu, Nichifor Crainic, originile sunt tot în cursurile și publicațiile lui Nicolae Iorga, care proclamase autohtonismul și specificul etnic în artă și în gândire și încercase cea din tâi filozofie ortodoxă prin crearea tipologiei românești. Cauzele acestei reacțiuni, care a început prin a fi pur spirituală pentru a ajunge în deplin nihilism, negația istoriei, relativism în cultură, disoluția conceptelor critice, etc., sunt prea interesante și prea aproape de noi ca să ne încumetăm să le discutăm în acest articol. De altfel, nici n-am încercat aici să cercetăm întreg fenomenul a nu mai fi român, ci numai să denunțăm câteva din aberațiile ultimei mode intelectuale. Aceia care disperează de destinul de a se fi născut români, judecă strâmb meritele și defectele poporului. Ei vor problematici îndoieli, eroism, iar poporului român îi e cu totul străină, îndoiala și despre eroi are o concepție cu totul familiară. Pentru un tânăr intelectual, credința și îndoiala au valoare filozofică, deschid căile meditației, pun probleme. Pentru un țăran român nu există îndoială. El crede firesc, așa cum curg apele, cum cresc florile, fără probleme. Țăranul român e realist. Vezi colecțiile de proverbe ca să înțelegi cum a reacționat el contra încercărilor de idealism, de criticism aduse de popoarele cu care a intrat în legătură. Intelectualii au despre eroi o concepție morală sau magică și într-un caz și în altul, ei judecă individualist, iar la limită demoniac. Am arătat în altă parte ce cred românii despre eroii neamului, ceea ce cred și despre personajele biblice și apostolice, că trăiesc într-un rai ca un plai românesc. Se gândesc la nevoile lor, familiare, ca și în viață. Coboară pe pământ în ceasuri grele, stau de vorbă cu oamenii într-un limbaj familiar. Eroii așa cum sunt înțeleși de popor și eroii așa cum sunt închipuiți de intelectualii tineri, nu au nimic de a face între ei. Unii au un eroism pe care li-l dau viața asociată, ceilalți concep un eroism etic, de probleme, de drame și conflicte. Apoi, tinerii intelectuali judecă întotdeauna un popor prin ceea ce creează, nu-l judecă prin ceea ce este, prin supraviețuirea lui. A crea este o concepție individualistă. A fi așa cum a lăsat Dumnezeu este adevărata axă a spiritualității poporului. Nimic nu se creează, nimic nu se face. Lucrurile vin și pleacă, lucrurile se întâmplă. Dar aceasta este o problemă prea complicată pentru a o rezolva aici. Este adevărat că poporul românesc suferă de multe păcate. Este adevărat că ne lipsesc multe axe. Dar aceasta e condiția noastră umană, acestea sunt posibilitățile noastre de a atinge universalitatea. Putem pleca de la ele sau le putem ignora pur și simplu. Dar nu e nici cavaleresc, nici eficace. Să ne fie rușine că ne-am născut români numai pentru simplu motiv
că nu găsim în valențele românești ceea ce vrea Cestov sau Dostoevski. Notă de subsol. Într-un articolaș din Cuvântul intitulat Românul și eroii neamului, pe care îl republic aici pentru că ne ajută să înțelegem mai bine o chestiune prea puțin cunoscută. Citat. O revistă de vară a pus la îndemâna psihologului un episod care ilustrează admirabil atitudinea românului față de istorie. Apar pe scenă cei doi mari eroi ai națiunii, Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare. O apariție salutată de grădină cu aplauze și bună dispoziție, căci cei doi oameni mari nu apar într-o atmosferă solemnă, shakespeariană, profetică, ci apar în carne și oase, pe o scenă modernă, și vorbesc și se sărută ca doi oameni vii și de treabă, așa cum au fost întotdeauna văzuți de români. Un confrate a găsit cu cale să condamne această împietate față de istoria neamului. Mie mi se pare revelantă pentru atitudinea sănătoasă și omenească ce o are publicul român față de istorie. Pentru noi, eroii neamului sunt vii și prezenți cu toate mizeriile aparente ale omului de pe stradă. Solemnitatea e bună pentru 10 mai, dar în restul anului, românul are față de marile figuri și momente ale istoriei naționale o atitudine, i-aș spune, comunicativă. Nu se simte stingherit cu niciun erou alături. Pentru el, domnii noștri au fost oameni viteși și cu frica lui Dumnezeu, dar oameni. Moartea lor a fost o trecere în viața cealaltă, dar nu o transfigurare, o pierdere a prezenței umane. Când e evocat, Mihai Viteazu nu apare ca un rege lir. El nu vorbește ca o pitii. Nimic misterios, nimic lugubru, nimic subpământean, nici ceresc în raporturile românului cu eroii lui morți. Ștefan cel Mare și Tudor Vladimirescu sunt tot atât de aproape și mai ales de vii. O apropiere carnală, caldă, de la om la om, nu de la spirit la om. Nu sunt doi herofanți, ci unul muntean și altul moldovan. N-au buze pecetluite cu taina vieții de dincolo, ci au rămas legați ogorului, necazurilor și încercărilor neamului. Au rămas români și dincolo de moarte. Atitudinea aceasta față de istorie nu face decât să completeze atitudinea globală pe care o are românul despre ceea ce îl depășește, despre minuni și eroi. Când țăranul vă va vorbi despre Maica Domnului, ea nu va fi Madonna îndurerată din apus, nici Maica tânguitoare a rușilor. Va fi o mamă din zilele bune, cu marile ei dureri tăinuite, cu marea ei dragoste nemărturisită, cu marea mântrie pentru fecior. Durerea Maicii Domnului e durerea oricărei țărânci cu fiul mort. Și sfinții? Oare nu s-au coborât ei de atâtea ori pe aceste tărâmuri românești? Știu ceva românii despre războiul sfânt, despre sfântul mormânt, despre setea apusenilor de a stăpâni ei țara sfântă? Nu. Ei știu că România e o țară creștinească pe care au vizitat-o atâția trimiși ai cerului și că ea trebuie apărată de celelalte lifte păgâne. Marii domni români nu sunt decât blagosloviți ai cerului, nu sunt figuri titanice, demiurgice, nu sunt eroi care izbutesc pentru că vor și se despart atât de mult de restul oamenilor, încât numai printr-o mistică mai pot fi apropiați. Personalitatea lor e un dar de sus, nu o individuare. Au fost mari și viteși, după cum un stejar e mândru și o floare parfumată, pentru că așa i-a lăsat Dumnezeu. Cei ce vorbesc despre indiferența poporului român față de religie vorbesc în neștire, pentru că creștinismul românului nu presupune nici moralitatea, nici mistica, ci împăcarea cu firea și sufletul lui. Iar dacă apare eroii neamului nostru pe scena unei reviste de vară, nu e împietate. Dimpotrivă, e și reconfortant și educativ, căci iau și ei parte la necazurile noastre de astăzi și ne fac a înțelege astfel cât de mărunte sunt și cât de trecătoare față de marile lor necazuri.